Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Paraviru, iar aceasta este o nouă emisiune Barometru Județean. Invitatul meu din această seară este domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați și președintele executiv al Partidului Social Democrat Galați. Bine ați revenit alături de noi, domnule președinte. Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră. Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. Ca să trecem direct la discuția de astăzi, am aflat despre o situație absolut îngrijorătoare la ultima conferință de presă care a urmat după cea mai nouă ședință de Consiliul Județean. O situație care se întâmplă la protecția copilului, protecția a copilului care se bucură de fonduri care vin din partea guvernului semnificativ micșorate și loc în care trebuie, înțeleg eu, să compenseze Consiliul Județean cu fonduri care de asemenea sunt micșorate la buget. Da, să vedem dacă avem de unde să compensăm, pentru că dacă am fi vorbit de 1000 de lei sau de 10.000 de lei sau de 1 milion de lei, ar fi fost altceva. Dar vorbim de foarte mulți bani. Deci vorbim practic de peste 13 milioane de euro, mai exact vreo 13,4 milioane de euro, deficitul de buget pentru protecția copilului. Adică ca să am înțeles, ai tăiat din bugetul Consiliului Județean. Am înțeles-o și pe asta. Dar ca să tai și de la copii, să tai și de la bolnavi, să tai și de la copii instituționalizați, mi se pare o crimă. Deci ce însemnau exact acești bani? Haideți să vă spun ce înseamnă bugetul Direcției de Protecție a Copilului. Bugetul Direcției de Protecție a Copilului înseamnă un an de zile ca să funcționeze 75 de milioane de lei. Adică 750 de miliarde vechi. Din 75 de milioane de lei, 65 de milioane înseamnă fond de salarii, așa, și 10 milioane de lei înseamnă cheltuieli cu bunuri și servicii. Investițiile nici nu le-am pus pentru că alea sunt în grija Consiliului Județean și pe alea le-am dat deoparte. În mod normal, guvernul, bugetul de stat, trebuie să asigure minim 90% din cheltuielile de funcționare și salarii ale Direcției de Protecție a Copilului. Din păcate, și spun din păcate și cu mare indignare și cu mare supărare, că la ora actuală, bugetul alocat de către actualul guvern, Consiliul Județean pentru Direcția de Protecție a Copilului, înseamnă 11,6 milioane de lei din 75 de milioane de lei. Asta înseamnă doar 15,5% din total buget. Asta înseamnă că actualul buget ajunge doar pentru o lună și 20 de zile, o lună și 3 săptămâni, ca să asigurăm cheltuielile de funcționare. O să spuneți, domnule, ca mulți bani cu salariile. Nu sunt mulți bani, pentru că sunt 1000 și vreo 80 de angajați acolo. Și aici, când vorbim despre angajați, nu vorbim doar despre cei care stau la birouri, însemnând asistenții maternali. În județ, la ora actuală, sunt aproape 400 de asistenți maternali cărora le asigurăm salariile și care îngrijesc peste 700 de copii. Sunt copiii instituționalizați în centrele de plasament din Galați, pentru că sunt foarte multe centre în Galați, la Tecuci, la Târgu Bujor, sunt case de tip familial, sunt bătrâni, sunt oameni cu handicap care stau în aceste centre și au nevoie de îngrijire medicală, asistentă, infirmieră și tot așa mai departe. Sunt copii cu grad de handicap care sunt internați în aceste centre pentru că au fost abandonați în spitale și atunci, având grad de handicap, a trebuit să instituționalizăm la Direcția de Protecție a Copilului, pentru că protecția copilului nu înseamnă doar copii sănătoși pe care i-au abandonat părinții sau au fost luați din familie și apoi instituționalizați. Înseamnă și acei copii care au handicap și care au fost, din păcate, soarta de două ori a fost crudă cu ei, odată când s-au născut cu acel handicap și a doua oară când au fost abandonați de familiile lor. Adică sunt și acești copii, plus ceilalți care sunt sănătoși și sunt instituționalizat în case de tip familial, unde avem instructori și tot așa mai departe, care au grijă de ei. Adică vorbim despre un număr foarte mare de oameni, în afară de personalul angajat care se ridică la aproape 1000, vorbim de peste 1000 de copii, poate chiar mai mult, și
sunt unii care sunt în vârstă, pentru că sunt unii care au fost abandonați la naștere, că s-au născut cu un handicap și astăzi au vârsta de 18 ani sau 19 ani sau 20 de ani sau 25 de ani. Omul ăla nu poți să-l scoți cu grad de handicap la pat, să-l scoți, să-l dai afară dintr-un centru. Și atunci sunt și acești oameni, sunt acolo. Este, pentru cei care nu știu, oamenii au o muncă, în primul rând o muncă, un efort psihic pe care îl fac ca tot timpul să aibă grijă de acești copii, de acești oameni, de acești oameni năpăstuiți de soartă. Și mai vine și guvernul și parcă nu era de ajuns așa că a tras o palmă Consiliului Județean că i-a dat un buget cu 23 de milioane de euro mai mic față de cel de anul trecut, a dat și la protecția copilului un buget cu 13,4 milioane, adică 13 milioane 400 de mii de euro, mai puțin decât anul trecut, adică doar 11, doar 15% din necesar. Adică nu vreau să fac o dramă din asta. Dar totuși, dacă continuăm în ritmul ăsta să ne împrumutăm fiecare zi cu nu știu câte miliarde, zeci de miliarde, iar când ajungem să avem grijă de oamenii năpăstuiți, tocmai pe aia îi neglijăm, nu știu, înțeleg, a tăiat bugetul Consiliului că nu vrei să faci investiții. Asta e, nu e o problemă că nu vrei să faci investiții. Dar faptul că tai și de la copiii aia necăjiți și amărâți, nu mi se pare normal și... Adică sunt date publice, este bugetul venit de la Direcția de Finanțe, unde spune clar 11 milioane 600 de mii de lei, atât s-a alocat pentru Consiliul Județean, pentru funcționarea Direcției de Protecție a Copilului. Veți putea compensa de la Consiliul Județean restul astăzi sumei? Astăzi când vorbim îmi este greu să vă răspund, pentru că în afară de faptul că trebuie să compensăm deficitul ăsta de 64 de milioane de lei, adică vreo 13 milioane de euro, trebuie să acopăr și deficitul și gaura lăsată prin alocarea bugetului, pentru că am și alte proiecte de investiții unde trebuie să le asigur cofinanțare cu fonduri europene. Adică deja intru într-un vârtej din ăsta unde am început lucrările, iar eu trebuie să le asigur cofinanțarea. Dacă nu duc lucrările la bun sfârșit, pierd finanțarea cu fonduri europene. Nu am grijă de copii și de oamenii aia necăjiți. Dumnezeu cu mila ce se poate întâmpla. Trebuie să le asigur și salariile oamenilor ăia. Adică e o situație destul de dramatică. V-ați mai confruntat în Este prima dată când se întâmplă așa ceva. Deci de când sunt eu la Consiliul Județean, ăsta este al 8-lea an, 4 ani de zile de administrator public și 4 ani de președinte de Consiliul Județean, este prima dată când se întâmplă o astfel de situație. Adică nimeni până acum de la guvern nu a îndrăznit să se apropie de bugetul alocat copiilor. Au alocat tot timpul, s-au alocat resurse pentru cel puțin pentru jumătate de an. Tot timpul au fost alocate, cel puțin jumătate, 6 luni, 7 luni, 8 luni de zile. Să-ți doamne, lăsăm descoperite ultimele 2-3 luni de zile, pentru că rectificarea bugetară, prima rectificare bugetară se face abia în luna iunie. Deci, asta este marea dramă. Pentru că toată lumea spunea, doamne, asigurăm pentru primele 7-8 luni de zile. Și apoi, la rectificarea bugetară din luna iunie, vom mai aloca diferența de sumă. Dar astăzi, bugetul alocat pentru protecția copilului este de pentru o lună și jumătate, o lună și 3 săptămâni. Și iar rectificarea bugetară va fi în luna iunie. Așadar, austeritatea nu ar fi o poveste. Păi nu este o poveste, este o realitate pe care, din păcate, o simțim și o să o resimtă oameni, categorii de persoane care, din păcate, astăzi sunt neajutorate. Sunt oameni care și așa au fost bătuți de soartă, mai vine și guvernul să le mai dea două palme.
Oricum, lucrurile se întâmplă aproape pe față, pentru că zilele trecute premierul Orban vorbea despre faptul că este foarte posibil ca mărirea de salariu pentru profesori să nu se întâmple și ca alocațiile mărite de asemenea să nu se poată acorda. Da, sincer, până ajung acolo, este și asta o dramă și este și asta o problemă, pentru că le-ai promis oamenilor, este în legea salarizării, li s-a promis oamenilor, oamenii se așteptau la aceste majorări, dar cea mai dramatică este asta cu copiii ăștia neajutorați. Până la urmă, dacă ești sănătos, mai depășești anumite momente, dar dacă ești și bolnav și ești și instituționalizat și trebuie să fii întreținut și nu are cine... De ce să fim nevoiți să depășim anumite momente? Care sunt acele anumite momente? Pentru că nu am auzit ca România să nu mai poată să-și susțină oamenii din interiorul țării. Nu văd care sunt acele anumite momente pe care trebuie să le depășim. Să ne explice guvernul actual, că, sincer, sunt multe întrebări la care nici eu nu am răspuns. Este o alt fel de politică, s-a schimbat total politica în România, politica administrativă și nu știu. Nu este pentru români? Pentru cei care locuiesc în țară? Dacă văd acum, așa cum stau lucrurile, cred că nu văd o politică pentru români, ci văd o politică, nu știu ce politică, nici nu pot să mă exprim. Lucrurile sunt într-adevăr dramatice. Aș vrea să nu se întâmple nimic cu copiii care, într-adevăr, cum spuneați și dumneavoastră, se bucură, vorba vine, de o soartă crudă. Și de bătrânii care de asemenea au nevoie de îngrijire. Întorcându-ne în plan gălățean și în plan administrativ, înțeleg că există aprobarea pentru proiectul tehnic privind centura mică a Galațiului. Da, să ne bucurăm că măcar centura mică, așa cum am promis-o oamenilor, cum am promis-o gălățenilor, tuturor gălățenilor, asta va merge, asta va intra în linie dreaptă. Vreau să dau asigurare gălățenilor că centura o vom face. Centura mică a Galațiului, cea care pleacă de pe Valea Prutului, Bariera Traian, apoi de la Bulevardul Coșbuc, Talcioc, se face pod hobanat peste râpa aia de la care duce spre Filești și apoi se extinde la patru benzi acolo unde e zona de case și se ajunge cu centura reabilitată, modernizată până în Brăilei, la ieșirea spre Tecuci. Vorba de 11 km de centură a Galațiului, centură care a fost redusă cu 2,7 km pentru că vom construi acest pod hobanat. Vreau să-i asigur pe cei care erau mai, să zic așa, mai neîncrezători, ca să nu spun cârcotași pe anumite rețele de socializare, că nu avem nicio problemă. Că nu avem nicio problemă, ba mai mult de atât, proiectul a fost depus la timp, în luna noiembrie, la sfârșitul lunii noiembrie. A fost nevoie că scrie și în contract de o perioadă de 60 de zile de verificare, iar acum, la sfârșitul lunii ianuarie, undeva pe 30 ianuarie, când vom avea ședința de Consiliu Județean, vom aproba indicatorii tehnico-economici ai centurii. Este depusă la Consiliu Județean, a fost verificată de către angajații Consiliului Județean de la Direcția de Tehnică de Drumuri și Poduri, m-au asigurat că totul este în regulă, a fost într-adevăr o problemă cu o societate care a avut și are niște probleme financiare și care a ieșit din asociere, pentru că le-am explicat foarte clar, ei trebuie să își asume și să facă centura, că altfel vor avea mari probleme cu mine, a ieșit din asociere, au rămas trei asociați mari și lați, unul este din România și unul este din Bulgaria. Firme care au mai construit inclusiv autostrăzi suspendate, poduri hobanate, adică au experiență similară și, bineînțeles, proiectantul, cel care a proiectat centura. Astăzi, când vorbim, nu am nicio rezervă și n-am nicio emoție vis-a-vis de centură. Asta am făcut precizările astea pentru că am văzut pe câteva rețele de socializare unii care își dădeau cu părerea vis-a-vis de centură. Bacă se face, bacă nu se face, bacă nu știu cine de acolo nu are capacitate.
Eu vă spun că au capacitate și au obligația să o facă, că dacă nu, avem probleme. Iar nu fac niciun rabat nici de la calitate, nici de la partea legală. Adică nu am, singurul meu prieten și aliat este Consiliul Județean, nu am altfel de alți aliați. Și bineînțeles, Gălățeanu. Concret, când vine ordinul de începere a lucrărilor? Eu zic că acum, în ianuarie, aprobăm indicatorii tehnico-economici, mai avem de luat două avize. Unul este de la Poliția Rutieră și unul este de la ISC, Inspectoratul de Stat în Construcții. Și apoi obținem autorizația de construcție, care va fi obținută, zic eu, repede, pentru că va fi emisă de către Primăria Galați, ceea ce astăzi când vorbim, suntem într-un parteneriat cu Primăria Galați, cu primarul, suntem parteneri în acest proiect și vom face tot ce ne stă în putință ca până la sfârșitul lunii februarie să fie emis ordinul de începere a lucrărilor, astfel că la sfârșitul ianuarie voi semna cel târziu, la sfârșitul lunii februarie. Februarie, pentru că la sfârșitul lunii ianuarie aprob indicatorii și până la sfârșitul lunii februarie să emit ordinul de începere a lucrărilor, astfel încât oamenii de la 1 martie, când vremea permite, să se apuce de transport, piatră și tot ce mai acolo de lucrări. Îmi pare rău că nu am reușit să emitem ordin de începere în luna ianuarie, dar că văd că vremea permite, sunt ziua temperaturi de 3, 4, 5 grade și ar fi permis să se lucreze, dar astăzi când vorbim, suntem în grafic. Deci nu am depășit graficul cu nici măcar o zi. Să le reamintim, domnule președinte, telespectatorilor, ce înseamnă modernizarea centurii, ce înseamnă, importanța? Importanța, în primul rând vorbim despre importanță pentru că este o centură, sau mai bine zis, este un drum arhi-sufocat acum de traficul rutier. Sunt foarte multe mașini, se mulțesc mașinile și în afară de traficul greu, vorbim despre tiruri, camioane care circulă pe centură, mai vorbim și de traficul ușor, adică autoturisme care circulă pe acolo, atât riveranii cât și cei care doar vor să tranziteze Galațiu, nu vor să intre prin Galați. Și atunci intră pe centura ocolitoare. Va fi o centură de viteză, pentru că va fi lățită toată la 4 benzi, va fi acest pod hobanat care va reduce lungimea centurii cu 2,7 km, un pod hobanat de la colțul Talciocului până la zona de NL-uri, cu o lungime de 500 de metri, cu tot cu și rampe. Vorbim despre modernizare, adică vor fi piste de biciclete pe lateral, vor fi pe 3,5, aproape 4 km de pistă de biciclete, vor fi spații verzi, vor fi separatoare pe cele două sensuri de mers, separatoare New Jersey și două sau trei, vedem acum dacă se impune și al treilea, sens giratoriu. În rest, este o centură de viteză, un drum de viteză. Vom construi, perioada cât se construiește centura, vom construi câteva pasarele, astfel încât cei care locuiesc pe partea cealaltă să poată să ajungă acasă și să ajungă în condiții de siguranță, pentru că astăzi sunt nevoiți să traverseze prin anumite locuri, unele permise, altele nepermise. Și ați văzut câte accidente, cât morți au fost pe centura Galațiului. Sperăm că astfel de lucruri să nu mai fie, să nu se mai întâmple, pentru că dacă vom pune acele separatoare de mers care au o înălțime de cel puțin 1,20 m, nu mai pot să-l sară și vor fi obligați să traverseze centura pe pasarelă. Și atunci și oamenii sunt în siguranță, bineînțeles, pasarele care vor putea fi folosite și de către persoanele cu handicap, pentru că sunt oameni cu un cărucior și atunci vom căuta soluții să fie și să poată și persoanele cu handicap să traverseze aceste pasarele. Nu știu care va fi soluția, că va fi soluție cu lift, că va fi soluție cu, nu știu, cu rampă, habar nu am. Proiectantul ne va da soluția, dar vom face și pasarele pentru cei care locuiesc pe partea cealaltă sau vor să ajungă pe partea cealaltă. Înțeleg că va avea statut de drum județean, practic este a Consiliului Județean. El este de drum județean, va fi drum județean, este drumul județean 251M,
Așa, și va avea o valoare de construcție de 29 de milioane 700 de mii de euro. Deci 30 de milioane de euro este pe fonduri europene, pe strategia Uniunii Europene de dezvoltare a Dunării, unde am reușit să obținem finanțare pentru acest drum județean, pentru această centură ocolitoare, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Vom face sau vor fi refăcute și tot ce înseamnă parte de canalizare, de conductă, asta intră în sarcina primăriei și restul de construcție intră în sarcina Consiliului Județean. De-aia v-am spus că este un parteneriat între Consiliul Județean și primărie. Mă bucură foarte mult pentru că dacă nu ar fi fost relația bună pe care o am cu primarul Galațiului, vă garantez că, sau vă pot spune sigur, că acest drum nu ar fi fost posibil. Deci relația bună între Consiliul Județean și primărie, datorită relației bune pe care o am eu cu primarul Galațiului și nu numai cu primarul, și cu city managerul și cu conducerea de acolo și viceversa, așa a fost posibil acest drum pentru că a fost ultimul proiect aprobat, finanțat cu fonduri europene pe strategia Uniunii Europene de dezvoltare a Dunării. Din 28 de proiecte aprobate, proiectul cu numărul 13 și ultimul proiect care a intrat la finanțare este centura Galațiului. Deci proiectul cu numărul 13 finanțat de către, prin acest program, este centura Galațiului. Adică vreau să vă spun că la milimetru l-am prins, că l-am depus în decembrie, cred că pe 22 decembrie 2017. Ce bine era dacă de același noroc se bucura și centura mare. Da, să știți că m-aș fi bucurat și mă bucur și încă mai am încredere. Și aici, credeți-mă că nici nu exagerez și nici nu duc subiectul într-o zonă. Dar m-aș bucura ca actualii parlamentari, care sunt de la putere, pentru că în afară de cei ai PSD-ului, am spus, restul parlamentarilor sunt la guvernare, să pună umărul și să reușim să facem și centura ocolitoare Marea Galațiului, pentru că are tot ce trebuie. Are proiect, are finanțare pe fonduri europene, are absolut tot ce trebuie. Important este să forțeze puțin și să fie acolo lângă Ministrul Transporturilor, să conștientizeze mai mult, pentru că am văzut că conștientizare maximă este pe Ardeal, parcă Moldova este ciumată, și atunci poate reușesc să convingă ministrul transportului și pe premier că este importantă și această investiție care face legătura cu podul peste Dunăre și, bineînțeles, cu Vama Giurgiulești. Adică beneficiază și moldovenii, beneficiază și ucraineni, beneficiază și românii și toți cei care vor să ajungă în Galați sau să tranziteze Galațiu, beneficiază toată lumea de această centură mare. Eu îmi doresc foarte mult, mai ales că am văzut acum pe rețelele de socializare că din Galați sunt ceea ce nu poate decât să mă bucure, sincer, nu poate decât să mă bucure. Am văzut mai multe numiri de secretar de stat, de subsecretar de stat, E perfect, poate ne de susțin reprezentanți în... în dezvoltarea județului și a orașului. Am văzut secretar general adjunct pe la cabinetul premierului. Adică poate așa, într-o pauză de cafea, sper să strecoare în ureche premierului: domnule, vedeți că e o problemă și la Galați cu centura mare și poate ne ajutați și pe noi, că eu sincer să fiu... Este cert că toată regiunea și Galațiul, în primul rând, are nevoie să se conecteze la România și Moldova are nevoie să se conecteze la România. Exact. Alte regiuni, cum spuneați și dumneavoastră, deja sunt la alt nivel din punctul acesta de vedere. Să mai amintim pe final de emisiune și de ceea ce se va întâmpla la Complexul Muzeal de Științele Naturii, pentru că acolo sunt lucrurile foarte frumoase care vin la Galați. Avem o expoziție cu specii marine care se va întâmpla cât de curând și acolo am înțeles că sunt exponate foarte frumoase și Da. va fi și un spațiu expozițional pescăresc. Sunt două proiecte prin programul operațional de pescuit, POPAM. Proiecte cu finanțare europeană, nu sunt proiecte mari, dar sunt proiecte de aproximativ 2 milioane de lei fiecare proiect, adică amândouă înseamnă 4 milioane de lei, 40 de miliarde, ceea ce înseamnă o sumă destul de mare ca și investiție pentru
pentru Muzeul de Științe ale Naturii. Primul proiect, cel cu acvariile pentru speciile marine, este deja finalizat. Au fost montate acvariile, au fost aduse speciile de pești și de meduze marine, au fost aduși căiuți de mare, meduze, și pentru că au un regim mai special, pentru că trebuie aclimatizate aceste specii marine, și asta înseamnă o lună, două luni de zile până sunt aclimatizate în nou climat pe care l-au oferit cu aceste acvarii, mai ales că nici eu nu am știut, dar am rămas surprins pentru că acele meduze trebuie hrănite cu pipeta într-un anumit sac de pe care l-au și pus hrana, căruții de mare la fel, căruții de mare cu tot așa, cu pipeta, adică sunt niște oamenii acolo, credeți-mă că fac niște lucruri extraordinare, adică sunt niște specialiști care fac niște lucruri extraordinare, nu-i vede nimeni, nu știe nimeni, dar rodul muncilor o să-l vedeți sau se vede de câte ori mergem la grădina botanică, atât prin spațiile expoziționale cu plante, cu flori, cu, eu știu, planetarium și tot așa mai departe. Iar acum aceste acvarii sunt prevăzute și cu niște ochelari din ăștia unde intri într-un spațiu virtual, adică practic preiei rolul, intri în rolul unui scafandru care pe fundul mării vede speciile de pești, fascinant. Mai ales pentru copii, este o nebunie totală, credeți-mă că este nebunie să intri în spațiul ăla virtual ca scafandru, să intri pe fundul mării, să vezi speciile de pești, să vezi meduze, să vezi căluți de mare, exact. Povestea cineva acum câteva zile că a fost la Marea Roșie și a făcut scuba diving și cu un costum de ăsta de scafandru s-a așezat pe fund și erau bancuri de pești, de căiuți de mare și tot așa. Ei, lucrul ăsta se va întâmpla și va fi o expoziție permanentă, pentru că la ora actuală Muzeul de Științele Naturii, din păcate, este unul dintre muzeele de științele naturii care nu avem un spațiu expozițional permanent, și vom avea din momentul de față un spațiu expozițional permanent. Același lucru se întâmplă și cu cel de-al doilea proiect, tot pe programul operațional de pescuit cu zonă pescărească, unde tot așa virtual vor fi patru camere și tot așa virtual vei fi introdus în zona pescărească, în zona de pescar, de tot ceea ce înseamnă pește, să cunoști specii de pește. Tehnologii cât se poate de moderne, dacă ar ne permite exact, incursiunea exact, aceasta în medii exotice. Iar pentru copii, credeți-mă că va fi o nebunie. Abia aștept să dăm drumul la expoziție, să aibă acces gălățenii și copiii în special, pentru că, vă spun, este demențial. M-aș gândi doar la aglomerație, cam cum o să fie gestionată. În rest, într-adevăr, sună foarte... Va fi foarte aglomerat, dar după ce vor trece mai mulți gălățeni, apoi din ce în ce se vor mai reduce ca și număr. Dar, din punctul meu de vedere, este o chestie extraordinară și cu bani puțini. Vești deopotrivă dure, dar și vești frumoase pe final de emisiune. Mă gândesc la veștile acestea care privesc protecția copilului, dar înțeleg că este un loc în care de asemenea vă implicați și lucrurile nu vor rămâne în aspectul acela nefericit pe care l-ar fi avut inițial. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația la această emisiune, domnule președinte. Vă aștept să reluăm dialogul nostru. Cu mare drag, cu multă plăcere, de câte ori mă veți invita, voi veni, pentru că am satisfacția și bucuria că avem ce să prezentăm oamenilor. Vă asigur că vor veni invitațiile în continuare, pentru că vrem să fim cât se poate de informați la zi. Dumneavoastră, domnilor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!